Salutare, sunt Raul Jurchela. Hai să vedem împreună cele mai importante informații ale zilei. Astăzi vezi imagini de pe autostrada Timișoara-Lugoj. Porțiunea deschisă cu 7 luni mai devreme a fost deja în reparații. Afli că perioada electorală a început la Timișoara, încep deja pregătirile pentru alegerile locale din 5 iunie. La final afli povestea unui tânăr de 28 de ani condamnat pentru contrabandă. El a fost reținut de polițiștii de frontieră timișeni. Autostrada Timișoara-Lugoj, cea deschisă cu 7 luni mai devreme, a fost zilele trecute în reparații. Unul dintre cititorii tion.ro care a avut treabă în zonă a filmat echipele de muncitori care reparau asfaltul pe banda întâi a șoselei de mare viteză. Muncitorii au intervenit în zonă pentru a remedia mai multe crăpături apărute în stratul de uzură al șoselei. Autostrada Timișoara-Lugoj a fost dată în folosință în decembrie anul trecut, cu 7 luni mai devreme decât era prevăzut. La scurt timp însă după aceea, panourile antiorbire au zburat pur și simplu din suporți, la primul vânt mai puternic, iar acum iată că asfaltul s-a crăpat pe anumite porțiuni. Imaginile ne-au fost trimise pe adresa redacției de cititorul tion.ro care le-a înregistrat. A început perioada electorală. În perioada următoare, până în 5 iunie, când vor avea loc alegerile locale, se vor face toate pregătirile pentru vot. Peste câteva zile va fi constituit Biroul Electoral Central, se vor depune candidaturile, iar apoi, din 6 mai, va începe și campania electorală. Pe tion.ro ai însă toate detaliile și calendarul perioadei ce urmează. Călătorie întreruptă pentru un tânăr de 28 de ani în Vama Cenad. El a fost luat ca din oală de polițiștii de frontieră, care au aflat că bărbatul este condamnat la 4 ani de închisoare pentru contrabandă. Tânărul de 28 de ani era dat în urmărire generală după ce a fost condamnat și a fost prins de polițiști în vamă în timp ce se întorcea în România. Pe tion.ro a însă toată povestea. Cam atât pentru astăzi, ne vedem și mâine de la aceeași oră, până atunci rămâi pe tion.ro.